Întâi vom citi în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 14. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați, prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni într-unul, iarăși, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și mai citim un verset din Cartea Deuteronom, capitolul 29, versetul 29. Deuteronom 29:29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Ajutați de aceste două texte din Cuvântul lui Dumnezeu, dar și de alte texte de care vom aminti pe parcursul meditației noastre din această dimineață, aș dori să ne apropiem de acest subiect care înseamnă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, care este un atribut legat de ceea ce numim suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu are un plan din veșnicie. Planul suveranității lui Dumnezeu, care prin autoritatea Lui se împlinește. Am avut și la sfârșitul lunii decembrie, în locul acesta, o
o întâlnire cu frații lucrători în care subiectul a fost acesta al autorității lui Dumnezeu. Și pe parcursul lucrurilor care au fost prezentate atunci, s-au făcut niște referiri și cu privire la voia lui Dumnezeu. Și cred că nu doar cei ce sunt lucrători ai lui Dumnezeu au nevoie de lucrurile acestea și am gândit că ar fi potrivit pentru noi toți, pentru întreaga adunare, să înțelegem câte ceva din ce înseamnă voia lui Dumnezeu, voia suverană a lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care prin autoritatea lui se împlinește, voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Nimic nu este haotic în desfășurarea lucrurilor. Nimic nu este la întâmplare. Dumnezeu este suveranul absolut și nimeni nu este deasupra Lui. El hotărăște și El împlinește ceea ce hotărăște, pentru că El are autoritate. Planul lui Dumnezeu se împlinește. Și așa cum am văzut, planul lui Dumnezeu poate avea lucruri cunoscute și lucruri necunoscute. Planul lui Dumnezeu, așa cum este descris El în cuvântul Său, în Biblie, în Noul Testament și în Vechiul Testament, arată o descoperire, o revelație progresivă prin care Dumnezeu comunică cu oamenii, prin care Dumnezeu îi înștiințează pe oameni. Voia lui Dumnezeu, în general, reprezintă acea rațiune, acel motiv final sau ultim pentru tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Tot ce se întâmplă pe pământ se întâmplă pentru că așa hotărăște Dumnezeu. Îmi dau seama că o afirmație de felul acesta este, poate ridica semne de întrebare deja în mintea unora dintre noi și de aceea vom încerca să înțelegem și să ne putem odihni în voia lui Dumnezeu, să putem fi binecuvântați în voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, începe apostolul, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești. Dumnezeu vrea să ne binecuvânte. Dumnezeu a dorit să binecuvânte omul de la bun început. Fără îndoială, istoria omului, așa cum ne este descoperită ea în cuvântul lui Dumnezeu, a însemnat și atitudini de împotrivire față de Dumnezeu, atitudini de contestare a autorității lui Dumnezeu, inițiative omenești care au însemnat hotărâri omenești care păreau să blocheze voia lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu este acela care a dorit să binecuvinteze. Dumnezeu a dorit să binecuvinteze și a făcut-o. A făcut-o, o face și o va mai face. Binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne o constantă a acțiunii lui Dumnezeu pe pământ. Și câtă vreme, de-a lungul timpului, pământul se va bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, alături de binecuvântare, sunt și manifestările judecății lui Dumnezeu. În cartea Deuteronomul, Moise, omul lui Dumnezeu, a fost întrebuințat, a fost instrumentul lui prin care poporul să ia cunoștință de voia lui Dumnezeu, așa cum
Dumnezeu a descoperit-o lui Moise în legea Domnului. Și în toate cele pe care Domnul le-a comunicat lui Moise, el le-a spus, în Deuteronom le repetă. Și este interesant că Moise ajunge la concluzia aceasta. Dumnezeu ne-a descoperit. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție lucruri descoperite. Sunt și lucruri ascunse, dar sunt și lucruri descoperite. Ceea ce descoperise până la momentul acesta Dumnezeu poporului său, trebuia să devină lucruri ale lor. Și în capitolele anterioare, Moise le aduce la cunoștință oamenilor despre hotărârile lui Dumnezeu de a binecuvânta, dar aduce la cunoștința lui oamenilor poporului Israel și blestemele. Acele hotărâri ale lui Dumnezeu care însemnau pedepsirea celor care nu ascultau, care nu își însușeau descoperirea lui Dumnezeu, cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu în general, așa cum am văzut în Efeseni, în capitolul 1, la versetul 11, hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale. El face toate după sfatul voiei sale. În mod specific, toate lucrurile au fost create după voia lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, în capitolul 4, versetul 11, scriitorul inspirat notează: Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Tu ai făcut toate lucrurile. Creația este rezultatul voiei lui Dumnezeu. Cerul și pământul este împlinirea hotărârilor lui Dumnezeu. Când coborâm mai jos pe pământ, toate guvernările omenești au luat ființă potrivit cu voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este ilustrat atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Când Daniel vorbește lui Nebucadnețar, îi spune: trebuie să înveți că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. În Daniel capitolul 4, la versetul 32. Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Este greu, adesea, să ne însușim gândul acesta, că tot ce înseamnă autoritate pământească este ia ființă, se exercită potrivit voiei lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea va trebui să încercăm să găsim explicație cu privire la lucrul acesta. Pentru că în mod clar și în mod explicit și Apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 13, versetul 1, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Iată că voia lui Dumnezeu acopere creația, acopere umanitatea, acopere lumea, cu toate orânduirile ei, cu toate stăpânirile ei, cu toate guvernările ei. Venim și mai specific. Toate evenimentele legate de moartea Domnului Iisus Hristos au avut loc potrivit cu voia lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, la versetul 27 și 28, citim:
În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Iată că voia lui Dumnezeu acoperă toate evenimentele care au avut loc în viața Domnului Iisus și, în mod deosebit, evenimentele care au avut loc la moartea Domnului Iisus Hristos. Din nou, lucrul acesta ne tulbură și poate ridica în mintea noastră semne de întrebare. Ne aducem aminte de momentul acela din dialogul Domnului Iisus cu Tatăl Său. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și a mers mai departe. În voia lui Dumnezeu, voia generală a lui Dumnezeu, se poate înscrie și suferința urmașilor Domnului Iisus Hristos. Suferința celor care merg pe urmele Domnului Iisus și a face parte din voia lui Dumnezeu. Și în privința aceasta și apostolul Petru ne ajută să înțelegem. În Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetul 17, apostolul vorbește căci este bine dacă aceasta este voia Domnului să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Partea a doua o găsim în capitolul 4, la versetul 19. Apostolul Pavel, Iacov, ne vorbește și el despre voia lui Dumnezeu și ne învață cum să privim toate evenimentele ca pe niște lucruri care se înscriu, sunt supuse voii lui Dumnezeu. Iată ce spune el unor oameni cu un ton mustrător. În Iacov, capitolul 4, versetul 13 și 14. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Când privești toate lucrurile înscrise în voia lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă, pentru că voia lui Dumnezeu este descoperită, o parte din ea, și voia lui Dumnezeu este ascunsă, o parte din ea. Apostolul Iacov nu vorbește aici despre faptul că voia lui Dumnezeu este ca cineva să facă afaceri, dar nu vorbește nici împotriva unei inițiative de afacere a unui om oarecare. Ceea ce învață aici apostolul Iacov este acea atitudine care se smerește înaintea Domnului și care în orice gândește să facă, are în vedere acest gând de smerenie, dacă Domnul va voi. Sigur că atribuirea tuturor evenimentelor, chiar a evenimentelor neplăcute, voiei lui Dumnezeu, poate duce de multe ori la înțelesuri greșite, la înțelegeri greșite din partea oamenilor, în general, dar și din partea celor credincioși care pot exprima la un moment dat
dificultăți de înțelegere. De aceea, cei ce au aprofundat cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea că acest cuvânt al lui Dumnezeu stă la baza acestor gânduri, vorbesc de două aspecte ale voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu tainică, voia lui Dumnezeu ascunsă și voia lui Dumnezeu descoperită, voia lui Dumnezeu revelată, voia lui Dumnezeu directivă, care rezultă din ceea ce El poruncește, din ceea ce El ordonă. Și în momentul în care vom fi atenți să înțelegem lucrurile în aceste două coordonate, vom putea să beneficiem de tot ce înseamnă binecuvântarea ascultării de voia lui Dumnezeu poruncită și liniștea și pacea în acceptarea voiei tainice a lui Dumnezeu, pe care nu suntem chemați să o înțelegem. Suntem chemați să o acceptăm. Suntem chemați să ne supunem. Suntem chemați să-L cinstim cu încredere pe Domnul pentru ceea ce înseamnă voia Lui tainică, voia Lui ascunsă. Într-o experiență personală, ca să putem înțelege lucrul acesta, se întâmplă adesea că cineva, poate dintre noi, să aibă o dorință și să facă o hotărâre pe care să nu o aducă la cunoștința celor din jur. Ia o hotărâre tainică și acționează în privința împlinirii acelei dorințe și acelei hotărâri, pe care o va aduce la cunoștință, poate după ce va reuși să o împlinească. Și după ce își va împlini hotărârea, el va spune, de fapt, lucrul acesta l-am plănuit de mult, l-am hotărât de mult. Nu se întâmplă oare? Se întâmplă așa și în viața noastră. Facem planuri pe care dorim și în care investim eforturile noastre și apoi când lucrurile se împlinesc, putem să spunem celor din jurul lui nostru. Poate să spunem soției în momentul în care am plănuit, să zicem, la un moment dat să-i facem un cadou și am economisit în direcția aceasta și în momentul în care i-am adus cadoul, soția foarte bucuroasă, cum așa? Ce surpriză! Da, este o surpriză, dar este o surpriză pe care eu mi-am propus-o de mult să ți-o fac. Sigur că este un cadou frumos. Dumnezeu ne-a făcut un cadou minunat. Planul lui veșnic, în tot ceea ce este descoperit în Scriptură, El a hotărât în veșnicie. Totul a hotărât în veșnicie. Și apoi când lucrurile încep să se deruleze, omul începe să ia cunoștință de ceea ce Dumnezeu a hotărât și se bucură și intră în stăpânirea lucrurilor hotărâte de Dumnezeu atunci când răspunde cu ascultare, când răspunde cu supunere față de ceea ce Dumnezeu îi descopere. Așa cum am văzut în Epistola către Efeseni, după ce apostolul Pavel expune planul lui Dumnezeu, așa cum a fost derulat el în timp, el la versetul 13 spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel descoperă planul lui Dumnezeu. Și apostolii au descoperit planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a descoperit voia lui Dumnezeu în jertfa pe care El a adus-o și s-a oferit nouă tuturor. Planul lui Dumnezeu
hotărăște binecuvântări pentru noi. În momentul în care noi răspundem în ascultare, în momentul în care față de lucrurile descoperite spunem: Doamne, da, prin credință, aceasta este și partea mea. În momentul acela suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări, cum spune apostolul. Sau cum spune în mod explicit în versetul 13, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Spre lauda slavei Lui. Este finalitatea voiei Lui Dumnezeu. Finalitatea împlinirii voiei Lui Dumnezeu în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Împlinirea voiei Lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare pentru mine și slavă pentru Dumnezeu. Împlinirea voiei Lui Dumnezeu înseamnă mântuire pentru mine și slujire pentru slava Lui Dumnezeu. Aceasta este voia Lui Dumnezeu descoperită. Voia Lui Dumnezeu descoperită, lucrurile ascunse rămân ale Lui Dumnezeu până la momentul în care El găsește cu cale să ni le descopere. Lucrurile descoperite sunt ale noastre atunci când le luăm cu credință și atunci când spunem: da, Doamne, facă-se voia Ta. Și sunt lucruri descoperite, porunci, legi, care s-au împlinit, se împlinesc și trebuie să le împlinim pentru că sunt poruncite, sunt obligatoriu. Aș vrea să vedem câteva exemple cu privire la ce înseamnă această voie descoperită de Dumnezeu pentru noi. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus învață pe ucenici: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Este o rugăciune rostită de cel credincios pentru ca să se împlinească voia lui Dumnezeu descoperită prin împlinirea poruncilor. Așa cum Dumnezeu este ascultat, este autoritate în cer, cel credincios dorește și se roagă ca Dumnezeu să fie recunoscut ca autoritate și jos pe pământ, pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească și aici jos de pe pământ. Este adevărat că vedem atât de puține împliniri ale voiei lui Dumnezeu aici pe pământ. Mai degrabă vedem cum se împlinește voia omului aici jos pe pământ. Și în lumea largă, și cu tristețe trebuie să o spunem, că de multe ori și în viața personală a omului credincios, poate și în viața de familie, poate și în viața de adunare, nu voia lui Dumnezeu este cea care se împlinește, ci adesea, spre rușinea noastră o spun, se împlinește voia noastră. Ascultarea pe pământ, așa cum este deplină, completă și în cer. Să ne rugăm și noi potrivit cu această voie a lui Dumnezeu. Doamne, facă-se voia Ta. Și când spunem lucrul acesta, ne rugăm pentru lucruri pe care Dumnezeu ni le face cunoscut explicit. Doamne, facă-se voia Ta și să se vestească cuvântul Tău până la marginile pământului. Este o rugăciune care se face pentru împlinirea voiei explicite, descoperite de Dumnezeu. În același sens, în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetul 29, se spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. De asemenea, apostolul Ioan ne vorbește de felul acesta de rugăciune
Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Atunci când rugăciunile noastre au în vedere voia descoperită a Lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să împlinească lucrurile acestea, pentru că așa a hotărât El. Așa a hotărât El ca anumite schimbări să se facă în viața noastră și în viața semenilor noștri, care ca urmare a rugăciunii pentru împlinirea voiei Lui. Voia Lui Dumnezeu descoperită. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Iată un alt aspect al voiei descoperite a Lui Dumnezeu, al voiei explicite, al voiei directive a Lui Dumnezeu. Sau, cum spune și Apostolul Petru, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Iată ce înseamnă voia Lui Dumnezeu explicită, acea voia Lui Dumnezeu, așa cum spuneam, pe care Moise le făcuse cunoscut și poporului din vechime. Voia Lui Dumnezeu, care avea în vedere legile și poruncile Lui Dumnezeu în închinare, legile și poruncile Lui Dumnezeu în rânduiala, în mijlocul poporului, legile și poruncile Lui Dumnezeu în mijlocul familiei. Acelea toate erau lucruri descoperite și Moise spune, acestea sunt ale noastre, ca să le împlinim. Ceea ce este descoperit este al nostru și este în răspunderea noastră ca să împlinim această voie, să recunoaștem autoritatea Lui Dumnezeu și să împlinim această voie în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața adunării noastre. Dumnezeu voiește și o parte din voia Lui este comunicată, iată, în felul acesta explicit și omul trebuie doar să spună, da, Doamne, sunt gata să fac voia Ta. Domnul Iisus, ne aducem aminte de mărturia prorocilor, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și așa cum spuneam înainte de patima Lui, El va spune, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. El știa clar care era voia Lui Dumnezeu, îi era greu, dar Domnul a mers până la urmă și a împlinit voia Lui Dumnezeu, aceasta pe care El o știa și pentru care venise să o împlinească pe pământ. Voia tainică, voia ascunsă a Lui Dumnezeu, se mai spune câteodată, pentru că voia tainică uneori are și aspecte permisive. Uneori ni se pare că Dumnezeu îngăduie lucruri care n-ar trebui îngăduite. Uneori ni se pare că inițiativele oamenilor care se împotrivesc lui Dumnezeu sunt pline de succes și pare că planul lui Dumnezeu este zădărnicit. Atunci Scriptura ne învață despre voia tainică a lui Dumnezeu. O voie pe care nu poți să înțelegi. O voie care depășește rațiunea noastră până la momentul când eventual Domnul să aibă bunăvoința să ne descopere. Până la momentul în care Domnul are bunăvoința să ne explice, să ne facă lămurită. Voia ascunsă a lui Dumnezeu este acea voie pe care, așa cum vedeam, apostolul Iacov o invocă pentru omul credincios, care își face un plan, care dorește să facă un lucru care să respecte voia explicită, voia descoperită a lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, se pot face astăzi și astăzi afaceri respectând voia lui Dumnezeu, respectând poruncile lui Dumnezeu, se pot face și astăzi afaceri cinstite și fără, nu mă îndoiesc că apostolul Iacov nu se adresa unor oameni care își propuneau să facă niște afaceri necinstite. Voi merge în cutare cetate și vom înșela. Nu. Era vorba de niște oameni care doreau să facă o afacere corectă, care să respecte
toate principiile voiei descoperite a lui Dumnezeu. Totuși, voia tainică a lui Dumnezeu este să accept și lucrul acesta. Doamne, eu vreau să fac voia Ta, dar s-ar putea ca Tu să hotărăști altceva. Poate în planul Tău tainic, ascuns, Tu ai hotărât altceva și atunci eu sunt gata să mă supun. Apostolul Pavel spunea, dacă va voi Domnul, voi veni curând la voi. De exemplu, spunea Corintenilor în capitolul 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 19. Dacă vrea Domnul, voi veni curând la voi. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă vrea Domnul, cu siguranță că era un aspect al voiei lui Dumnezeu care însemna împlinirea slujbei apostolice a lui Pavel, să meargă, să-i viziteze pe creștini. Era ceva din slujba apostolului Pavel. Și totul el spune, dacă vrea Domnul, ce înseamnă lucrul acesta? Să rămâi la dispoziția lui Dumnezeu pentru schimbări care nu țin de ceea ce el a descoperit, pentru hotărâri ale lui Dumnezeu care nu-ți sunt cunoscute, pe care nu le știi. Tu zici, trebuie să-i vizitez pe frații de la Corint și mă voi duce la frații de la Corint. Și Domnul s-ar putea să zică, da, este o dorință bună, dar în planul meu eu am altceva. Planul lui Dumnezeu ascuns și planul lui Dumnezeu descoperit. Voia lui Dumnezeu descoperită și voia lui Dumnezeu ascunsă. Voia lui Dumnezeu descoperită printr-un vis patriarhilor însemna aceasta. Iosif va fi mare. Iosif va fi cel în fața căruia se vor pleca și părinții și frații. Era voia lui Dumnezeu descoperită. Și cu siguranță era de neacceptat pentru, nici chiar pentru bătrânul Iacov. Cum adică tu crezi că eu voi veni cu mama ta să ne închinăm înaintea ta? Și cu atât mai puțin pentru frații lui. Este posibil să gândești așa ceva? Noi, frații tăi mai mari, să scădem înaintea ta? Și bineînțeles că această voie descoperită a lui Dumnezeu n-a fost acceptată. Și oamenii au luat hotărâri. Frații lui Iosif au hotărât. Și ceea ce au hotărât ei părea că zădărnicește planul lui Dumnezeu. În Geneza 50, versetul 20, un verset pe care noi l-am mai auzit citat, un verset frumos. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Domnul a schimbat răul în bine ca să scape viața unui popor în mare număr. Asta este voia tainică a lui Dumnezeu. Asta este voia tainică a lui Dumnezeu pe care nu o înțelegi. Nu te poți apropia de tainele lui Dumnezeu, de ceea ce El nu ți-a descoperit. Poate va descoperi mai târziu. Și iată că mai târziu Dumnezeu va descoperi, fraților, ceea ce El a lucrat. Sunt lucruri din voia tainică a lui Dumnezeu pe care nu le vom înțelege niciodată aici jos pe pământ. Sunt lucruri din voia tainică a lui Dumnezeu care vor rămâne mistere. Te laud, Tată Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Te laud, Doamne, că așa ai găsit Tu cu cale și aceasta face parte din voia tainică a lui Dumnezeu. Oare cuvintele Domnului Iisus eliberează de răspundere omul? Nu, nici de cum. Omul înțelept și priceput nu este eliberat de răspundere înaintea lui Dumnezeu, pentru că imediat în același context, în același loc, după ce Domnul spune, te laud, Tată Doamne, că ai ascuns și ai descoperit, El spune apoi, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Este un cuvânt care ne vorbește de voia tainică a lui Dumnezeu, dar niciodată voia tainică a lui Dumnezeu nu exclude responsabilitatea mea și responsabilitatea fiecăruia dintre noi.
este greu uneori să înțelegi voia tainică a lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă de curând cu un student, a făcut tot ce trebuia să facă pentru un examen. Un examen foarte greu. Și după ce examenul a trecut, nu era sigur de rezultatul examenului. Și era încurcat. Am muncit foarte mult. De ce așa? Am muncit mai mult decât la orice alt examen în viața mea. Și uite, nu am siguranță în examenul acesta. Și atunci și studentul și noi trebuie să acceptăm. Este posibil să ne facem toată partea. Să ne facem toată partea și în viața personală și în viața de familie. Și totuși, voia tainică a lui Dumnezeu să nu înțelegem, pentru că nu vedem rezultate sau rezultatele scontate. Și atunci rămâi și te pleci înaintea lui Dumnezeu și accepți. Doamne, facă-se voia Ta. Și așa cum vedeam și cu alt prilej, orice rugăciune are în vedere voia lui Dumnezeu. Are în vedere voia lui Dumnezeu comunicată, explicită, poruncită. Doamne, facă-se voia Ta, așa cum Tu ne-ai descoperit-o. Dar întotdeauna, orice rugăciune se încheie cu această concluzie de smerire. Doamne, facă-se voia Ta și aceea pe care eu nu o înțeleg, aceea pe care nu mi-ai făcut-o cunoscut. Doamne, facă-se voia Ta și atunci când nu înțeleg, și sunt atâtea momente în viața noastră, când ni se pare că am făcut ce trebuia să facem. Sigur, cine poate să spună vreodată că a făcut tot ce poate face? Dar avem impresia, Doamne, m-am străduit. M-am străduit și față de soțul meu, m-am străduit și față de soția mea. Am făcut tot și tot nu vezi rezultate. M-am străduit față de copiii mei. Cine poate să spună că a făcut totul pentru copiii lui? Dar poate să zici la un moment dat, Doamne, am făcut tot ce credeam, că tot ce am fost în stare și iată care sunt rezultatele. Și atunci ce poți să faci? Să rămâi și să te odihnești în voia tainică a lui Dumnezeu. Voia tainică a lui Dumnezeu care nu greșește niciodată. Voia tainică pe care e posibil să nu ți-o facă cunoscut niciodată aici jos pe pământ, să o vezi doar în veșnicie. Voia lui Dumnezeu, respectarea autorității lui Dumnezeu și împlinirea voiei Lui este o învățătură a Scripturii care ne conduce, și nu mai este timpul, voi enumera doar, ne conduce la 6 concluzii care ne pot fi de mare folos. Voia lui Dumnezeu ne umple de bucurie, pentru că suveranul în care ne-am pus încrederea este cel care are autoritate absolută în cer și pe pământ. Acesta este Dumnezeul nostru. Și aceasta ne umple de bucurie. Este o binecuvântare permanentă. Voia lui Dumnezeu, acceptarea voiei lui Dumnezeu în viața noastră ne va determina să ne punem la dispoziție viața, familia, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu înseamnă mântuirea mea și slujirea slavei numelui Său. Voia lui Dumnezeu înseamnă mântuire și ne face să ne bucurăm de mântuire personală și mântuirea pe care Dumnezeu ne-a promis-o nouă și caselor noastre. Voia lui Dumnezeu, acceptarea ei, acceptarea autorității lui Dumnezeu în voia lui Dumnezeu, ne face să stăm liniștiți în fața tuturor evenimentelor care pot atinge și familia noastră și viața noastră. Pentru că nu uităm niciodată, autoritatea lui Dumnezeu rămâne întotdeauna în control. Niciodată nu pierde controlul Dumnezeu. El este întotdeauna în control. Acceptarea voiei lui Dumnezeu ne va determina să rămânem în smerenie și să spunem în orice situație, Doamne, facă-se voia Ta. Amin.